că ce iubi sufletul meu, e sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud. Amin. Pentru că și tu ești Dumnezeu. În psalmul 150, ultimul psalm, spune de mai multe ori, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul. Și la final spune psalmistul, tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Amin. Și nu se oprește și mai spune încă o dată, lăudați pe Domnul. Amin. Haideți asta să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce se hrănește sufletul? Cu mâncare, cu apă, cu suc? Nu. Sufletul nostru se hrănește cuvântul lui Dumnezeu, cu câte o cântare, cu câte o rugăciune, cu o părtășie la biserică. Haideți în această seară să rugăm pe Dumnezeu să hrănească sufletele noastre, să se atingă de noi. Nici nu exista și nici n-aveam suflare din cer.